în zadar e belșug dacă nu e mulțumire. Decât să stai, să critici, să fii supărat pe întuneric, mai bine aprinde o candelă. În zadar e putere dacă nu e pace. Decât să stai pe margine și să spui că nu e bine, te duci și faci ceva cel bine, atât cât poți tu. În zadar ne numim oameni dacă nu știm să iubim. O slujba mai presus de sine. A fi generos nu înseamnă să dăruiești mult. A fi generos înseamnă să dăruiești la timp. Rotary Club Onești are un nou președinte. Conform principiilor acestei organizații, prin rotație, fiecare membru conduce clubul din care face parte câte un an de zile. La 1 iulie 2014, Ciprian Zarzu și-a încheiat mandatul. Într-o atmosferă cordială, acesta a predat ștafeta profesorului Gabriel Fornica Livada, care va coordona clubul oneștean în următorul an rotarian. În finalul ceremoniei, membrii clubului Rotary, alături de organizația de tineret Interact, au lansat în fața Casei de Cultură 109 lampioane, marcând astfel împlinirea a 109 ani de la înființarea Clubului Internațional Rotary. Prin această acțiune, rotarienii au dorit să manifeste o mai mare deschidere și transparență în fața publicului, încercând astfel să demonteze prejudecățile potrivit cărora Clubul Rotary ar fi o organizație secretă de sorginte masonică ce ar avea tot felul de activități oculte. În realitate, Clubul Rotary este o organizație non-guvernamentală care desfășoară activități menite să ajute comunitățile locale prin acțiuni culturale, sportive, susținerea și promovarea adevăratelor valori din toate domeniile, acțiuni umanitare și așa mai departe. Am continuat în acest an activități cu caracter cultural, activități în care am încercat să dezvoltăm partea culturală în municipiul Onești și totodată să strângem și fonduri pentru proiectele noastre. Avem în derulare clubul aproape de la înființare, caminul temporar în care avem grijă de 5 fetițe luate din medii sociale deficitare și în care efectiv Clubul Rotary le-a oferit a doua șansă la viață. Au un apartament, 3 camere, perfect dotat, cu utilități, cu totul achitat, cu excursii acum în tabără. Deci au a doua șansă la viață pe care Clubul Rotary încearcă să le sprijine și cu voia și cu sprijinul urbei noastre, de fapt de aici ne tragem noi forța, să încercăm să le sprijinim și la facultate, bineînțeles, dacă doresc aceste fetițe. Am făcut această paralelă la un proiect mai vechi cu ceea ce am făcut în acest an. Deci, mă repet, am continuat aceste proiecte culturale, ne-am axat în acest an și încercăm să continuăm și în anul acesta, anul rotarian, activități care cu caracter sanitar, caracter sportiv. Pentru prima dată în România s-a introdus acea promenadă a inimilor inițiată de Dan Gaiță și la Onești s-a desfășurat într-o săptămână aproape, în care s-au mobilizat ca prezență în jur de 1000 de participanți. Am continuat după aia cu activități sportive pe aceeași săptămână, în care am încercat să promovăm sportul și mișcarea cu beneficii asupra sănătății omului. Am avut balul de iarnă în care, la fel, ne-am chemat prietenii și care au susținut proiectele noastre și, la fel, a fost un bal de caritate, de strângere de fonduri. În primăvara aceasta a fost un proiect al lui Gabriel, care o piesă de teatru în care am sprijinit tineri actori să se desfășoare pe scenă, cum spuneau și ei, au jucat pentru prima dată pe o scenă mare, cu 700 de locuri, Casa de Cultură a fost aproape plină, iar oneștenii au participat la o piesă de teatru maraton de 3-4 ori, în care o piesă, un scriitor rus, Frații Karamazov, a fost un deliciu în Onești. Multe din proiecte pe care mi le-am dorit, n-am avut când, sper ca și în viitorii ani, asta nu înseamnă că mă dau deoparte. Asta nu înseamnă că voi sprijini în continuare pe Gabriel și pe alți președinți care vor veni după acest an. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și voi rămâne în continuare, indiferent cât de greu îmi va fi, cât de greu mi-a fost. Am avut și momente în care simțeam că nu mai pot, dar am zis,
pentru ești președinte. Am zis nu, nu asta a fost. Eu de obicei sunt o persoană încăpățânată și nu renunț atât de ușor. Poftim? Nu păreți. Aparențele. Da, și am zis nu renunț atât de ușor și chiar e o ambiția mea de a merge mai departe în Rotary. Vă mulțumesc frumos. Ne confruntăm cu prejudecata că de fapt Rotary e grupa mică de la Mason, că se întâmplă niște lucruri, ori prin acțiunile care le-a promovat Ciprian, bine, și anterior a fost, dar Ciprian a promovat niște acțiuni mai de amploare, a fost o deschidere către societate ca să ne cunoască altfel. Cer respectuos, scuze că vă întreb, cred că până la urmă e grupa mare. Grupa mare. Da, da. Nu, deci asta este o problemă care, zic eu, ne confruntăm. Apropo de competițiile sportive, am avut un număr mare de copii, am avut deschidere din nou din partea Oneștinilor, a fost alături de noi. Deci chiar dacă n-au fost foarte multe, spun că a fost printre cele mai vizibile proiecte și noi, într-un fel, avem aici un reprezentant al presei, poate ne-a făcut să fim văzuți altfel. Da, mulțumesc. Da, ce bine mă prinde. Da, sigur că da. Mă gândeam dacă mă încape. E măsura ta, măi, măsura ta. În secret a făcut o lungire de eșarfă, cred că, la o croitoreasă. E insignia de past president cu diamant. N-am ochelari, dar sper din toată inima să nimerez. Păi, dar niciodată n-ați făcut atâtea poze. Din partea clubului, că da. Să începem cu ceea ce e mai mare, este fotografia oficială, mai știai că există? Nu. Nu. E, uite, este, da, am înțeles, este fotografia oficială. Ca amintire, așa cum știm noi să facem, este cineva aici care nu a semnat? Cred că nu. Dacă țin eu minte bine, cei prezenți am semnat. Aceasta este placheta clasică. Președinte un an, past prezident pe viață, cu dragoste din partea clubului nostru. Este, bineînțeles că pe lângă efigiile clubului este cea emblematică, nu, care te-a caracterizat, da. Și sper să ne, da, cu inima Onești, inima mea. Este clar că voi continua proiectele începute nu numai de Ciprian, ci de clubul nostru de când este el pe acest pământ. Voi încerca să aduc și eu o pată de culoare, mai mare, mai puțin mare. Evident că n-am să stau acum să vă spun chiar tot ce am în minte, dar este clar că doresc foarte mult să accentuez deviza noastră, să credem cu toții în ea, și anume serviciu sau slujba mai presus de sine. Asta suntem noi. Bani avem unii mai puțin, alții mai mult. Nu este cel mai important lucru banul. Timpul pe care noi suntem dispuși să-l oferim clubului și prin această comunități în care activăm, este cel mai prețios capital. Dacă noi putem să dăm o oră pe săptămână, fie la club, ca întâlnire, fie acasă, făcând ceva pentru club și implicind pentru comunitate, este un enorm avantaj. Pentru că munca în folosul comunității, asta înseamnă. În primul rând. În al doilea rând, sigur că doresc să amintesc deviza de anul acesta, pornind de la Confucius, președintele Rotary Internațional, s-a gândit să adopte o deviză. În engleză ea scrie, e cam așa, Light Up Rotary. În engleză înseamnă ce înseamnă, adică iluminează, aprinde o lumină în Rotary. Dar Confucius ar fi zis, decât să stai să critici, să fii supărat pe întuneric, mai bine aprinde o candelă, aprinde o lumină, o lumânare, cum o fi spus el în chineza aia lui acum 2000 și ceva de ani. Ideea este că decât să stai pe margine și să spui că nu e bine, te duci și faci ceva cel bine. Atât cât poți tu, cât te pricepi. Lumina aia pe care o aprinzi luminează un întuneric pe care în loc să stai să-l înjuri, îl faci să fie mai puțin întuneric. Asta încercăm noi să facem. Și dacă noi suntem 20 ceva de lumini pe care le aprindem, deja este un lucru bun. Nu suntem singuri. Avem alături de noi alte entități ale societății care sunt foarte importante. Și mă bucur să am aici un reprezentant, să avem aici printre noi un reprezentant al bisericii, care este un luminător. Există politicul, pentru că să dăm ce al cezarului, ce al cezarului. Societatea se conduce de către oameni politici, pe care noi îi alegem.
Iarăși, una dintre dorințele mele, și nu a fost numai a mea, și toți președinții ne-am stăduit, să avem o relație bună cu autoritățile locale. Indiferent de culoarea politică, nu ne interesează pe noi aici în club. Fiecare dintre noi putem avea simpatii și ne le cunoaștem unii dintre noi, cu alții nu. Dar nu asta e important. Important este ca aici, în club, să fim împreună și suntem, uite, suntem aici oameni care cu siguranță în forul interior, unii am votat într-o parte, alții într-alta, dar nu cred că asta este important. Cred că important este ceea ce ne adună, ceea ce ne deosebește, și cu asta chiar am terminat, că e prea mult. Eu vă mulțumesc, sper un an bun și așteptați mail-urile să vedem ce formulă de încheiere voi avea, pentru că aici cred că e una dintre mărcile noastre, nu? E emblemele. Un mesaj din partea fostului guvernator de acum, Marian Mocan, o personalitate, am îndrăznit să spunem, chiar a României, decan a unei facultăți din Timișoara, care și-a încheiat mandatul, un mandat de succes, și personal m-a rugat să transmit lui Ciprian mulțumirile lui pentru implicarea în proiectele care le-ați avut, pentru realizările frumoase ale clubului, care, iată, cele mai importante au fost prezentate și mă bucur că ele sunt unele de substanță. Așadar, mulțumiri pentru întreaga activitate, pentru realizările clubului în acest an și, repet, cu precădere pentru implicarea ta, Ciprian, în coordonarea proiectelor, în realizările frumoase care le-ați avut. Și iată o primă surpriză. Întrebam cum să-l răsplătim, nu neapărat eu sau noi, cineva, cumva. Și dați-mi voie ca în acest cadru să înmânez lui Ciprian, din partea conferinței districtuale, personal, în plen, la Mamaia, acum două zile, m-a rugat fostul guvernator, știind că vin la voi, să iau această frumoasă diplomă acordată lui Ciprian, dar indirect și clubului. Deci spun așa, conferința districtuală, diplomă de merit se acordă domnului Zarafu Ciprian. Domnului Zarzu, pardon. Am ochelari, da. Da? Domnului Zarzu Ciprian, pentru activitatea deosebită desfășurată în anul rotarian 2013-2014, ca și președinte Rotary Club Onești. Semnează Marian Mocan, guvernatorul districtului Rotary România. Dați-mi voie să... Ea este adresată lui, este a lui, dar indirect și a voastră. Este a clubului și fără sprijinul vostru, dragi prieten, nu era posibil în niciun caz. Oricât aș fi încercat, oricât mi-aș fi dorit, voi ați fost sprijinul meu. Eu chiar ieri l-am sunat pe Marian, i-am mulțumit pentru întreaga activitate, pentru sprijinul acordat clubului și sperăm să-l mai avem. El ne-a promis odată că ne va sprijini și economic orașul. Da. Sperăm, nu au fost multe asemenea diplome. Sperăm să-l mai vedem cât de curând pe Marian în zonă și îl vom invita. Mare plăcere. Îl vom invita pentru că... De la actualul, de acum guvernator, doctorul Constanțean Petre Diculescu, deja un prieten al nostru și al lui Gabi, care m-a rugat tot personal să îi transmit mult succes lui Gabi, realizări frumoase clubului și prin mine te asigură că va fi alături de voi oricând aveți nevoie, oricând considerați că e necesar să-l contactați, să o faceți și va vă răspunde cu plăcere. Al treilea mesaj va fi al meu, dar înainte de asta am, spuneam, câteva cadouri simbolice. În primul rând să vă prezint panionul clubului nostru, panionul clubului Rotary Vaslui, de care aparțin. Mulțumim frumos! Așa. Sper să avem și noi. Să vă prezint și mi-ar face mare bucurie, pentru că din fericire avem aici un laptop. Iarăși, din fericire, atmosfera este foarte intimă și sentimentală și se va putea auzi. Sunt niște piese muzicale, știu că lui Gabi plac asemenea piese.
extraordinare. Sunt convins că vă vor unge la suflet să auziți O Sole Mio cântată la fanfară de copii până în 10 ani. Este primul nostru mare proiect al Clubului Rotary Vaslui. Am făcut 6.000 de asemenea exemplare. A fost vândute și în afară, la Salzburg, la Viena, Budapesta și Sofia, unde am fost cu diverse ocazii, și la Edirne, în Turcia. În orice caz, deci este vorba de un CD multimedia, din păcate nu merge decât la calculator, nu merge la mașină, da, se poate transforma. Dar, repet, sunt copii până în 10 ani care cântă la fanfară și o să vedeți cum cântă. Sunt excepționali. Probabil vă aduceți aminte, anul trecut sau nu știu când, au ajuns în finala la Pro TV sau nu știu care, România au talent sau nu știu unde, dacă vă aduceți aminte, formația Rotaria de Vaslui. O să încerc și o să mă sunt uit la bucuros că le-am dat denumirea de Rotaria și s-a întâmplat asta cu 11 ani, 10 ani, când eu eram președinte a Clubului Rotary Vaslui. Aș vrea ca acest, da, acest moment al vostru de astăzi să fie un moment special. Un moment minunat, un prilej de înălțare a privirii spre frumusețe, de căutare a blândeții. Fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească pașii și sufletul și să vă călăuzească în activitatea prezentă și viitoare. Căci în zadar e belșug dacă nu e mulțumire, în zadar e putere dacă nu e pace. Și în zadar ne numim oameni dacă nu știm să iubim. Să aveți drumul drept și inima bună și în bucuria și fericirea voastră să nu-i uitați pe cei de lângă voi. Cu aleasă considerație, cu deosebită prețuire pentru și voi de data asta, v-am cunoscut astăzi, dar și pentru Ciprian și Gabi, din suflet și din inimă vă doresc ani buni în continuare spre binele comunității, spre binele celor aflați în suferință și nu uitați niciodată, ca să completez un pic pe Gabi, a fi generos nu înseamnă să dăruiești mult. A fi generos înseamnă să dăruiești la timp. Vă felicit și vă adresez mult succes în activitatea viitoare și promit că mai vin în mijlocul vostru. Cel puțin când va veni guvernatorul. Mulțumesc!